Începând cu seria telefonelor S24, avem integrate pe aceste dispozitive inteligente acele funcții care sunt ajutate de inteligența artificială. Această inteligență artificială face ca toate acele task-uri pe care noi le realizăm să fie făcute într-un mod inteligent, mult mai simplu și mai ușor, știut fiind faptul că timpul este resursa cea mai importantă a noastră. Hai să presupunem că, uite, vorbim de o tabără, elevii sunt în tabără, merg într-o excursie și la un moment dat respectivii văd niște ciuperci, da? Cred că e o situație pe care o întâlnim de foarte multe ori. Noi ca părinți, da, bă, ori fi bune, ori fi bune, copilul cu atât mai puțin e în temă despre acest lucru. Ce trebuie să fac este să intru în meniul camerei, da, și să vizualizez acea ciupercă. În momentul de față eu nu o am aici, n-am ciuperci pe mochetă, dar o să vă arăt aceeași situație transpusă în... Sunt într-un site web, da, aici am ciuperca respectivă, și tot ce trebuie să fac este să activez butonul Home. În acel moment se va activa funcția Circle to Search. O pot face prin 3 gesturi să selectez imaginea pe ecran, fie Circle, fie Scribble sau Touch, și o să primesc informația respectivă. În ceea ce privește creativitatea, pentru că aici inteligența artificială iarăși are niște beneficii, în special pentru cei din școală, inclusiv facultate, să presupun că, de exemplu, am un text și aș vrea eu ca elev să fac ilustrația pentru acel text, da? Ce trebuie să fac? Deschid o notiță în Samsung Notes, am desenul respectiv, ce trebuie să fac mai departe? Am aceste steluțe care îmi simbolizează funcția de inteligență artificială, trebuie să o selectez și aici am opțiunea de schiță în imagine, da? Sketch to image, trebuie să selectez acest desen și am aici generare. Am aici mai multe variante realizate pe baza respectivului desen. Ar mai fi o chestie creativă și pe care ei cu siguranță majoritatea o folosesc. Mi-am făcut un selfie, mă duc în galerie. Inteligența artificială, activez o funcție Studio Portrait, da, în care identifică zona care trebuie prelucrată și aici iarăși am câteva categorii. Schiță, comic, hai să vedem cum aș arăta în acuarelă cu vopseluri de apă. Unele seamănă, altele nu. Bun, hai să vedem o altă variantă, cum aș arăta pentru studiourile hollywoodiene în forma 3D cartoon. Și dăm Generate. Asta e o chestie foarte distractivă, în special pentru ei. Și practic îți dai seama de ce poate crea inteligența artificială de la o simplă schiță, de la o simplă fotografie.